Astăzi vreau să vă prezint autorul Lota cu care am plecat într-o aventură cu familia noastră. Este prima vacanță cu autorul Lota și vă spun bun venit la bordul ei. Autorul Lota este extraordinară, ne-am simțit foarte bine până acum, avem tot ce ne trebuie aici. O să vă prezint partea din față. Avem șoferul și copilotul. Deasupra avem un pat. Patul este foarte, foarte spațios. Practic, doi adulți și un copil ar putea dormi aici. Vederea este superbă. Deasupra avem veioze și încărcător de tip USB. Iată câteva spații de depozitare, sunt foarte, foarte multe. Aici stau pasagerii în timpul mersului. Avem o mini bucătărie, foarte ok dotată. Vreau să vă spun că am făcut clătite, am făcut paste. Practic tot ceea ce trebuie să ai atunci când ești departe de casă, dar ai casa cu tine. Din nou, spații de depozitare. Așa cum vă spuneam, aveți foarte, foarte multe. Iată și sub chiuvetă sunt aproape de celălalt dormitor. Locuri atât pentru haine, cât și pentru celelalte lucruri care le aduceți. Dormitorul principal vine cu un pat din nou foarte spațios. De asemenea avem veioză și încărcător cu USB. Doi adulți și un copil, deci practic autorul Lota este de 4 adulți și 2 copii. Iată frigiderul, este suficient de spațios. Și baia. Baia este într-adevăr micuță, însă să știți că ne-am descurcat foarte bine. Practic seamănă cu puțin cu baia de pe un vas de croazieră, dacă ați fost în croaziere. Iată, aceasta este autorul Lota noastră. Ne uităm și la view-ul pe care îl avem în această dimineață, o panoramă superbă. Și așa cum vă spuneam, practic este o mică căsuță cu care puteți călători oriunde doriți. Nouă ne-a plăcut foarte mult. Sperăm că și voi urmăriți postările noastre și v-au plăcut. Vă mulțumim că ne urmăriți, vă dorim vacanțe frumoase și o vară minunată!